Micule lup de hârtie. Aceasta este povestea unui mic lup de hârtie desenat de o fetiță cam grăbită, dar foarte sârguincioasă. Este un lup foarte slab, cu trupul colorat în negru, în afară de cap. Fetița i-a lăsat capul alb. Așa o să se poată gândi mai ușor, și a spus ea. Acum, în casă e liniște. Fetița a plecat la școală. Lupul de hârtie e singur-singurel lipit pe frigider. Pentru că e așa de frumos, și a spus fetița zâmbind. Dar ce să vezi? Lupul e puțin trist, cum stă singur acolo sus. Se plictisește pe frigiderul lui și se întreabă ce o să facă toată ziua. Atunci se hotărăște să facă o mică plimbare. Sare de pe frigider și plutește până pe podea. Se strecoară afară prin cutia de scrisori de pe ușa de la intrare. Și în scurt timp, micul lup de hârtie, un pic nesigur pe labele lui, se îndreaptă spre parcul din cartier. Viteza mașinilor îl amețește și îi dă fiori. E cât pe ce să fie călcat. Gazele de eșapament îi gâdilă nasul. Nu e obișnuit cu atâta agitație. El nu cunoaște decât delicatețea liniei de creion. Așa că, atunci când trece pe acolo o trotinetă, micul lup profită ca să sară pe ea și, pe furiș, cu urechile în vânt, se lasă să alunece ușor. Când trotineta ajunge la poarta parcului, micul lup coboară. Parcul îi se pare uriaș. Arborii înalți îl întâmpină zâmbind. Zgomotul mașinilor nu mai este decât un murmur îndepărtat. Înviorat, lupul se avântă să descopere acest teritoriu necunoscut. Se întâlnește apoi cu o veveriță care ronțăie o alună. Salut! Spune veverița. Nu te-am mai văzut pe aici. De unde ești? Salut! Răspunde lupul. Locuiesc într-o casă din apropiere. M-a desenat o fetiță. Probabil că ține mult la tine fetița asta. Ești frumos, foarte suplu, observă veverița. Dar îmi par cam ușor. Ai grijă să nu-ți iei zborul. Lupul ridică ochii spre cer și vede cum se adună norii. Se stârnește vântul. Ai dreptate. Mai bine m-aș adăposti undeva. O zi bună, îi strigă el veveriței înainte de a se îndepărta fluierând. Pe drum, lupul se întâlnește cu niște oameni care fac jogging gâfâind și nici măcar nu-l bagă în seamă. La urma urmei, ce înseamnă un mic lup de hârtie? Se gândește el oftând. E pierdut în gândurile lui când aude pe cineva șoptind. Salut! Nu te cunosc! Cine ești? Un arici iese dintr-un tufiș și se apropie încet de lup care răspunde. Sunt micul lup de hârtie. Locuiesc acolo, într-o casă. M-a desenat o fetiță. Probabil că ține mult la tine fetița asta. Ești frumos, foarte suplu, dar îmi par cam ușor. Ai grijă să nu ți se scurgă cerneala pe hârtie. Micul lup înalță capul și simte pe nas niște picături. Ai dreptate. Mai bine m-aș adăposti undeva, îi strigă lupul ariciului, mulțumindu-i. Abia a făcut câțiva pași că lupul zărește o căsuță lângă un mic tobogan. Era și timpul, se gândește el intrând. În timp ce așteaptă să stea ploaia, lupul aude niște pași apropiindu-se și niște cuvinte. Apoi deodată un băiețel intră la rândul lui în căsuță. E boțit tot, observă băiețelul luându-l în mâini pe lupul de hârtie. Lupul tremură un pic, dar băiețelul nu bagă de seamă. Crede că are lacrimi în ochi din cauza vântului. Când se oprește ploaia,
Băiețelul netezește foaia de hârtie pe o bancă, apoi scoate niște creioane din ghiozdan. Mai întâi un soare ca să te usuce, spune el începând să deseneze. Lupul stă nemișcat, se lasă mângâiat. Apoi niște flori ca să te înveselească, continuă băiețelul. Lupul zâmbește discret. Și în sfârșit îți desenez un prieten. Toată lumea are nevoie de un prieten, chiar și un lup de hârtie. Încheie băiețelul, punând creionele la loc. Acum micul lup e uscat. De unde vii? Întreabă băiețelul. Locuiesc acolo, într-o casă. M-a desenat o fetiță. Probabil că ține mult la tine fetița asta. Ești frumos, foarte suplu. Dar acum ai face mai bine să te întorci acasă. Școala s-a terminat. Fetița o să te caute. Lupul îi mulțumește băiețelului și, însoțit de noul său prieten, pornește înapoi spre casă. În seara aceasta, fetiței nu-i vine să-și creadă ochilor când găsește pe frigider doi mici lupi cu priviri complice.